în lumea fizică ce ne înconjoară, legi și principii noi s-au inițat, totul justificat ca să ne pară și totul bine explicat, masă, atom și punct de saturație, termodinamică și calcul integral și o forță ce numită gravitație cu impact major, real. Această forță, spun cercetătorii, e coarda care ține lucruri pe orbită, atrage ploaia și o varsă norii, păstrează forma sferică a Pământului, planeta locuită. E o descoperire însemnată și lumea fizicii mișcând acune, dar este una și mai importantă, de care n-au vorbit fizicienii, forța rugăciune. De această forță multe ni se spun în Cartea Sfântă, în manual. Efectul este la fel și acum, iar consecințele se arată în mod real. Bolnavi care s-au ridicat la rugăciune ca și slobonogul, alții care au înviat, alții ce au mers din nou ca și ologul, expus în fața forței, cancerul care cediază pleacă într-un ritm alert, atunci când la rugăciune se arată în haina albă mare de expert, Mesia, Jehova Rafa, El care a murit și a înviat. Când vine și-și pune mâna, e scris în dreptul maladiei, vindecat. E scris în dreptul anemiei, sănătate și a migrenei, bolilor nervoase. Simptomele sunt depărtate din orice organ, musculatură, oase, prin forța rugăciunii, cerul se coboară din înălțimea slavei pe pământ, când inima spre Tatăl zboară și are loc astfel botez cu Duhul Sfânt. Limbi ca de foc sunt răspândite, ca și odată în vechime, în inimile ce au fost găsite, gata și dornice de cinzecime. O, cât belșug de măreție și de minuni e astfel revărsat, de acel etern de sus din veșnicie, ce acest dar deosebit ne-a dat, de a înălța noastre glasuri, ele să ajungă până sus, mai sus de stele, lună, constelații, până la tronul sfânt, la Regele Iisus. Stând pe genunchi, cerul se atinge cu mâinile întinse, în sămâni curate, focul aprins în cor se stinge când este între membri unitate. Stând pe genunchi, chiar mame se ridică, chiar dacă au zăcut în pat, marele medic se implică când de copii este chemat. Stând pe genunchi, se iau decizii în ceruri pentru cei iubiți, atunci când se înalță glasuri să fie cei dragi mântuiți. Stând pe genunchi, se rup zăvoare și uși care păreau închise, în față o lumină apare a binecuvântărilor promise. Stând pe genunchi, ești în picioare, spiritual, nedoborât de vânt. Chiar dacă vigilii sunt împotrivitoare, rămâi pe turn ca Habacuc neîntrând. O, câtă forță în rugăciune, câtă putere se poate afla, de am ști mai mult în aplicarea pune, am ști mai mult, mai des a ne ruga, nu 3 minute dimineața, 2 seara, un mulțumesc înainte de a prânzi. Nu ni se va lua astfel povara, biruitori în luptă nu vom fi. Cât, cum te rogi, te definește,
De ești sau nu duhovnicesc, analizează, te privește, cât timp în rugăciune investești, cât te-ai rugat acum dimineața, sau altfel pus întrebarea, te-ai rugat? Sau poate că am grăbit că și așteaptă treaba, te-ai spălat repede pe față și ai plecat? Cât te rogi, tânăr ce vrei binecuvântare, și spui, vreau soț, soție, pocăit. Crezi că ne stând în rugăciune, așa un om îți va fi pregătit? Tu care nu citești cuvântul, nu te interesează, trăiești, te îmbraci ca cel firesc, nu te înșela că îți va fi dat vreodată ca partener un om duhovnicesc. Firescul cu firescul se adună, iar omul rugăciunii cu cel rugativ. Dacă vrei binecuvântare fără o viață sfântă, că o vei primi tenșele amarnic, ești naiv. Cât te rogi, tată, mamă, pentru a ta odrastră, te ocupi de el să fie educat, îl pui să ca să stea pe genunchi sau las să crească. Nici eu când am fost mic nu m-am rugat. Zidești altarul rugăciunii seara, se adun copiii și soția la închinare, din casa voastră se aude cântarea care străbate prin pereți spre zare. Tu, tată, predicator, mamă, slujitoare, cât te ocupi de a ta casă? Sau numai misiuni, lucrare, sau numai muncă, restul nu-ți mai pasă? E vremea cercetării pentru tine, care familia ți-ai neglijat. Nu aștepta să-ți meargă bine când ai citit cuvântul și nu te-ai rugat. Cât te rogi, tu ce față stai ca să reciți, să cânți, cuvântul să vestești? Crezi că o să ajungi astfel în rai de nu te rogi și nu te pocăiești? În adul veșnic va fi plin de arfe a cântăreților și-au crezut cântarea, un drum spre paradis, având gânduri deșarte, făcând nepotrivit lucrarea. Crezi tu că dacă vii în față, un loc în paradis e garantat? Eu spun sigur, niciodată. Vino doar de sfânt și te-ai rugat. Aleluia. Sau stai pe bancă liniștit, n-aduci o jertfă necurată, un dar în fața lui mânjit, ce nu vine din inimă curată. Cât te rogi tu ce stai pe bancă și poate acum ai zâmbit? Cât te rogi te întreb în viață, căci nu se poate după ce ai murit? În iad, la ce mai rugăciune? Nu-ți va fi de vreun folos. Acum și azi e o opțiune ca să comunici cu Hristos. Balanța legerii stă în față, în stânga nepăsarea, dreapta voia ta. Alege, eu te sfătuiesc îndată, alege neîncetat a te ruga. Și ca să fiu de îndecrezare, te sfătuiesc, citește Efeseni, să înveți cum să te rogi și pentru cine. La fel din Tesaloniceni, versetul 17, al 5-lea capitol, să-ți fie în decizie sprijin, iar forța aceasta rugăciunii să-ți marcheze viața de acum. Amin. Amin.